Salutare, mamă, și bine v-am găsit la un nou clip. Vreau să încep prin a vă spune că vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea acordată la ultimul clip. Încet, încet ne îndreptăm și noi spre suma de 100 de abonați. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Observ că canalul meu încet, încet crește și asta mă bucură nespus. Așa că dacă vreți să vă arătați în continuare susținerea față de mine, abonați-vă și dați un like acestui clip, deoarece pentru mine înseamnă foarte mult. Ok, deci în legătură cu episodul de astăzi, după update-ul de acum câteva zile, s-a adăugat din nou Flingnocul. O să jucăm cu el și o să facem Skybase. Și de ce nu, să putem face și win. Hai să nu mai lungești și să-i dăm drum. Ok, deci pentru cei care nu știu ce înseamnă Skybase, pur și simplu trebuie să facem o bază în aer, astfel încât să fim în zonă și să nu ne luăm damage de la alți playeri. Desigur, asta dacă ai noroc. Însă pentru Skybase ai nevoie de foarte multe materiale, așa că o să merg în Weeping să farmăm cât mai mult lemn. Nu prea am văzut pe nimeni pe aici în zonă, deci e bine. Bun, deci am găsit Flingnocul. Vreau să mai lootez puțin și după să mă duc la farmat, ca să putem să facem acest Skybase. Și de ce nu să și câștigăm? O să avem nevoie mare de Flingnocul când o să facem Skybase, deoarece în cazul în care o să cazi, măcar nu o să-ți iei fall damage, pentru că în momentul în care tragi cu Flingnocul, acesta practic te aruncă în spate și folosit la momentul potrivit nu o să-ți iei fall damage, deci nu o să mori. O să avem nevoie de foarte multe materiale. A, da, și în cazul în care cineva o să ne dea jos, o să putem să folosim Flingnocul și atunci. Recomandat este și jetpack-ul Mandalorian, însă acela îl găsești mai greu și trebuie să te bați cu el ca să-l iei. O să mai farmăm puțin și probabil o să ne apucăm să facem Skybase, că în acest moment sunt full pe lemn și având în vedere că zona este lângă noi, probabil în mijloc va fi undeva în Lazy, deci în următoarea zonă sigur o să începem să facem Skybase-ul în așa fel încât să fim în ea. Însă vom mai avea nevoie de materiale. Frate, urăți boții ăștia, abia aștept să vină în sezonul 6 să se scoată. Cel mai bine e să-i eviți. Avem player aici. Bun. Deci unul i-a spart scutul, 46. Ok. Frate, urăți boții ăștia efectiv. Ia că a venit și zona. Ok, deci o să începem să facem Skybase din Hunter și o să... Zona probabil o să fie undeva în zona asta lângă Lazy. Deci odată ce am intrat în zona o să încep să fac Skybase. Pentru că stăm bine și pe materiale și e ok. Dar cel mai ok ar fi să îmi dau puțină viață. Chiar mă trebuie să farmăm un pic pentru că boții mi-au luat ceva materiale. Și o să începem să facem Skybase. Deci efectiv tot ce trebuie să faci este să pui scări sus astfel încât să iei high ground-ul. Și în acest moment sunt în zonă și efectiv o să pun scări astfel încât să merg în zonă, să fiu odată cu ea și vom vedea ce se va întâmpla la final. Deci cineva m-a dat jos și Flingnocul m-a salvat. Da, se pare că n-am reușit să fac Skybase-ul. Totuși vom încerca să câștigăm acest match. Deci am auzit un player aici afară, undeva aici în față. Salut, prietene! Oho, Beto de el s-a panicat. Ia să vedem ce găsim aici. Varză. Ok, mai avem un player aici în spate. Wow, 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 wow. Da. Cam asta a fost. Level legendar. Ia să ne dăm miniurile astea. Sper să ne putem face full. Îmi pare foarte rău că n-am văzut să fac Skybase și să fac și win. Bun, deci am văzut un player acolo. Mergem craft să facem o surpriză. Cred că undeva aici sus. Salut, prietene! Aoleu, 114. Bun. Bossul nostru nici nu ne-a atins. Mai avem 4 playeri, dintre care unul acolo. Ia să vedem dacă putem să-l batem. Mamă, e tryharder băiat. O dai cu el, nu o dai cu el. Ia, scoate cap. 31. Ia să vedem. Am căzut. Mai trage cineva. Aoleu. Mamă. Da, m-a făcut. Ce să-i faci? Deci, oameni buni, cam acesta a fost videoclipul. N-am reușit să fac Skybase, însă eram aproape de win. În cazul în care v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Însă, un subscribe m-ar ajuta cel mai mult, deoarece încet, încet ne apropiem de minunata sumă de 100 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Cu voi a fost Alin și noi ne revedem data viitoare.